acea tribună se apropia o formă de îmbrățișare și străpungeau corpul condamnatului. Tot grația acestui dispozitiv se deschidea o gaură la picioarele fecioarei, în care condamnatul respectiv canalului cădea de la o înălțime de 80 metri, într-un canal în care erau niște sări aranjate în poziție orizontală și cu tăișurile foarte ascuțite în sus, pe care, căzând corpul, era tăiat în mai multe bucăți. Printr-un alt dispozitiv se lăsa apă